Salutare, prieteni! Am terminat cu treieratul. Astăzi suntem la semănat. Semănat, un fel de semănat. Trebuie să punem în verzire. Câmp verde. Dăm cu micul îngrășăminte. Am venit cu jondirul, cu remorca. Am pus grâu în remorcă și niște saci de rapiță. Și cam asta facem azi. John Dory. Am venit cu John Dory. Și cu remorca. Trebuie să mut un pic jondirul, să-l dau mai la deal. Mamă, ce pornești? Ce pornire are John Dory asta? Are o problemă, trebuie să schimbăm curaua auxiliară scărței când pornim, nu știu ce are. Trebuie schimbată. Aici aveam, n-am mai dat jos calculatorul de la semănătoare. E cald, cald tare, în dușală. Plouat un pic aseară, dar nu mult, mai mult o plouat pe sat, pe câmp, pe aici așa, nu prea o plouat, e uscat. Aici e cum o curs, a venit apa de la deal și a stricat un pic de grâu aici așa. S-a făcut un fel de băț. Aici. Uitați și aici a venit apa mare cu măl. Aici au rămas maestru Petruț împotmolit cu fendul mic, cu remorca. A fost la transport și au rămas împotmolit. Să-l opresc. Și a rămas și cu combina pe aici, o patinat când am venit, am încărcat cu tirul de aici. Aici avem, am lăsat braze pentru baloți de paie, dar e stricată balotiera, n-am mai făcut, n-am filmat, n-am fost pe la baloți. Au avut un shift la pistonul care împinge materialul, care știți despre ce e vorba, care știți. Și o ieșit un bolț gros afară și au luat acele înainte și le-au strâmbat și acum nu știu, au schimbat acele, dar nu-i dăm de cap, nu leagă. A fost cineva de la jondier, dar tot la fel nu-i dat de cap. Acum așteptăm să vină din nou tot așa de la jondir să vadă și
probleme are. Mă gândesc că când au bătut pistonul în aci, să nu fi fost acul sus și să fi strâmbat ceva pe acolo, pe sus, la pe unii leagă. Mă gândesc, bănuiesc, nu știu, nu mă pricep la balotieri. Dăm cu fendul mic. Cred că trebuie să alimentăm, că nu mai este. Ăla vine și cineva sări. Pietrul zi pe acolo, cineva. Să alimentăm? Acum mergem să punem, nu pot să filmez, trebuie să pun cu găleata. S-a dus să aducă și tractorul să dea extra disc în urmă, să incorporeze în pământ. Ce sunt tărit aici. Am alimentat. Acum am rămas să strâng un pic, să strâng mai gramadă, că eram prăștiet. Să-l dau aici pe marginea asta, de aici alimentăm. Da. Deja dă cu sămânțe din asta, cu sămânăm triticale. Mă gândeam la altceva și din cauza să mă gândesc la altceva. Când mă gândesc în altă parte, uite, mai vorbesc. Mai trebuie ploaie. Aici nu plouă deloc, ca un pic. Trebuie să vină și cu tractorul să dea cu teradiscul. Ia uitați-l și pe Petruț. Dă cu compasă. Ia Petruț! Am o capră și un iaduț! Vine cu-a! Mă, să-i duc apă. E sătii. Am apă aici. Hai că mă duc să-i duc apă, să bea apă omul. Nu, așa, văd eu. Ia Petruț! Am o capru și un iaduț. Ăsta-i domn maestru, dacă îl cunoașteți pe domn maestru Petruț, cel mai tare mecanic din zonă. Și care vreți un porc, are un porc de 400 de kg. E mai mare ca mine. Nu? Ăla e de vânzare, ăla, porcul ăla mare, nu? Are un porc mare de vânzare. Care sunteți pe neamț? Îl vinde. Era apa, nu? Ți-am zis să nu mai bea apă. Dar nu. Asta că știu eu. Am mai încărcat una. S-o plin. Pus și rapiță. Haide. Rapiță cum arată. Asta e rapiță.
face ulei din rapid, parcă, din câte știu. Dar ce cald e. Mai avem de tur, trebuie să mă duc să mai încarc. Și a plecat. Mă trebuie să dea drumul la tija aia, scurgă greu. Nu știu dacă se vede, voi da drumul. Au venit și cu teradiscul. Se moale. Facem proba. Iasă bine. Iasă bine, Nea Petru, numai că e moale aici pe capătul. M-a dat și părerea ai. Trebuie să mergem să mai punem, mai aici mă ocupă de greu. Iasă, iasă. Batale știi, că de matale ești mai sunt. Matale verifici. Da, e asta startul, dacă băi, dacă mergi. Ia să beton, ia. Dacă mergi, mergi, dacă nu. Da, să desfista, și drumul ăsta cu lista. Așa trebuie, cu ce șanse. Am venit eu la rămâne, eu să dau cu discul. Acum a venit patronul. Trebuie să duc la trier el. Termini ce au rămas aici ieri, că ne-au prins ploaia. Au rămas un pic acolo. Mamă, dar e căldură afară. Deci o lăsăm în jos. Nu mergem cu el lăsat la maxim, că aici doar dăm să încorporăm sămânța pentru înverzări. Așa că nu trebuie să fie dat la maxim în pământ. Cam asta am de făcut astăzi. E bun că e lung. Hai spor. Deja o dat până acolo, până în floare. Da, patronul. Merge cu 10 km. Fendul e puternic. Băieți, m-am și un pic de dată cu sămânță.
Aici unii balot, unii trebuie să facem balot, să las și mă mut în partea aia la deal. Asta e primul an când lucrăm cu el. Am avut unul românesc. Dar ăla e greu de lucrat cu el. Noi mai avem și pe bucăți. Aici e ce avem bucată mai mare, în rest avem pe bucăți și trebuia să-l strângi totdeauna până ce-l strângeai, până ce-l acum l-au vândut și l-au luat pe asta nou. Dacă s-a întâmplat ceva, cred că a fost slabi, a fost strânsă din fabrică și zic că am pierdut 3 șuruburi și unul a rămas, dar s-a făcut așa, s-a stricat filetul și acum am căutat într-o sală tractor și am găsit alte șuruburi. Dacă sunt un pic mai lungi, să duc ceva să curăț un pic. Sunt o șurubelniță. Curăț un pic, să-l pun la loc. Dacă se potrivește la filet. Prea se potrivește. E alt fel de filet. Să-mi aduc cu șuruburi. Am rezolvat și cu talerul. L-am pus în tractor, că nu am găsit șuruburi care se potrivească la filet. Și bun că e ăla din margină. Nu mai merge așa și fără ăla. Îl pun mâine dimineață să-l pun la loc. Trebuie verificate, trebuie să le verific toate, că am mai pus cheia pe câteva și erau slăbite. I-am zis Petru să mă aștepte, să-i dau dau talerul, ca să nu-l mai țin aici în tractor, poate îmi sparge un geam. Mai am și un pic să ajung la capăt, cam atâta a fi azi. Am terminat acolo, în partea aia, am lăsat aici unii spaii. Aici o să facem balot mâine, cred. Dacă merge balotiera, dacă a făcut-o. Acum aș mai avea o tură înapoi, dar nu pot să mai stau, am un pic de treabă. Iară sunt fundat, iară sunt funde. Spaie multe și sunt funde.
Cam asta îi fac ca să-l desfund, dau un pic înapoi. Nu am ce să-i fac altceva. Cred că se vede că am rău cu bate soarele. Trebuie să închid geamul că intră praf. Opa. Mai merg o tură pe capăt aici. După aia să-l strâng. Sper că v-a plăcut video de astăzi. Cam asta, am muncit eu astăzi. Toată ziulica. Stau un pic pe aici, așa că nu știu cum o patinat aici, de asta. Așa. Mai stop un pic. Opa. Ce au încercat cineva să dea, adică dă, nu știu ce face, e discul care l-am avut noi, ăla vechi, dar în Neoland, de fel răștii, nu știu ce-i face, mă, stă la deal acolo cu el, capătul ăla tu. Ce mișto este. Ce floare au fost erbicidat când am venit la porumb. Am venit direct la floare aici și am spalat noi mașina de echipament ăla de erbicidat, dar tot rămas. Să mă dau un pic jos să verific. Are un pic de pământ, paie. În regulă. Pot să-l strâng. Merg pe partea înaltă să-i dau siguranța. O să știi, să spargi vreodată un furtun. Asta e siguranța. Da, bă. Ce m-a făcut de paie. Ia să-l strâng și să mergem acasă. Avem treabă.
Cam asta e. Toată... Ridic un pic și fața. Aici acum cum e strâns, nu mai merge să mai las roțele în jos, mai... nu mă mai las să-i dau comandă. Are ca un fel de siguranță ceva, mă gândesc să nu dai din greșeală. Cam atât au fost cu munca pe azi, cam atât au fost și cu filmatul. Nu uitați să dați un like, un comentariu, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Vă salut, pa, pa!